din toată inima îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său revărsat. E o mare bucurie în inima mea, pentru că mă văd în această seară și de asemenea pentru alegerea care ați făcut-o, să fim la această părtășie. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă rog, Duhul Sfânt să toarne unde lemnul său proaspăt peste părtășia noastră. Și inimile noastre să fie unse de Duhul Sfânt. Și tot ce facem aici să fie pentru slava și pentru gloria lui Dumnezeu. Preamărit să fie Domnul. Sunteți o mare bucurie pentru mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu această seară să putem să fim împreună. Mă rog, seara aceasta să fie o seară benefică pentru mântuirea sufletelor noastre, pentru vegherea noastră, căci sfârșitul este aproape. Așa că vreau să citim cuvântul lui Dumnezeu, text de referință, și vreau să deschidem Sfânta Scriptură și totodată mă invit să dau respect, cinste și dreptate cuvântul lui Dumnezeu, ridicându-ne cu toți pe picioare. Deschidem Sfintele Scripturi, vom citi în două locuri. În prima parte voi citi în Evanghelia lui Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Voi citi câteva versete și apoi vom continua să citim din Romani, capitolul 8, de la versetul 12. Pentru întâia dată vom citi de la Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 11. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Așa că am harul acesta în această seară să predic copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În această seară sunt un umil slujitor al dumneavoastră și eu mă rog Duhul Sfânt să fie acela care să mă conducă, să vă slujesc cu multă cinste, respectându-vă și, într-adevăr, așa cum spune cuvântul Domnului, dându-vă acest har sau această binecuvântare, să vă numiți și să ne numim copii de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ca atare, dacă Dumnezeu ne-a dat acest statut, să ne numim copii de Dumnezeu, să dăm dovadă că și suntem. Amin. Și așteptam toată biserica să spună. Amin. Amin. Doamne, ajută-ne. Continuăm să citim de la Romani, capitolul 8, versetul 12, unde titlul acestui text spune: creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, lăudat să fie Domnul, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitor ai lui Dumnezeu și împreună moștenitor cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Eu socotesc că suferințele din vreme de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Amin. Haideți în scurte cuvinte.
să cerem ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie în continuare peste noi. Și așa cum Dumnezeu a binecuvântat frații mei slujitori, antivorbitori, Dumnezeu să ne binecuvânteze în continuare, Dumnezeu să deschidă în continuare ușa de cuvânt, Duhul Sfânt să fie la lucru, să cerceteze inimile noastre și apoi în toate ceea ce facem, Hristos să fie proslăvit. Doamne, înalți glasul meu către Tine, Doamne. Pentru că, Doamne, cred în izolătate că și fără Tine nu pot face nimic. Am nevoie, Doamne, de ajutorul Tău și de binecuvântarea Ta. Am nevoie, Doamne, să mă binecuvânți, Doamne. Mă sunt atât de slab, Doamne. Cer autoritatea și puterea Ta, Doamne, să fie peste noi toți aici, Doamne. Ne-am adunat aici, Doamne, nu vreun nume să fie înălțat, Doamne. Și singurul nume care merită să fie înălțat e numele Tău, Doamne. Și noi dorim să Te înălțăm pe Tine, Doamne. Să Te glorificăm pe Tine, Doamne, să Te preamărim pe Tine. Dar noi, ca neștiutori, Doamne, ne înfățișăm înaintea preasfințenii Tale, în toată umilința și smerenia, și cerem binecuvântarea Ta să fie peste noi. Cerem ungerea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, însoțește-ți cuvântul Tău, cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și Îți mulțumim din toată inima. Amin. Cu tot respectul vă invit să vă reașezați și cu tot să spunem slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Sunteți o mare bucurie pentru mine. I-ați trezit în mine multe frumoase amintiri. De altfel, începutul pocăinței mele mi-a dus aminte de harul revărsat peste noi. Lăudat să fie Domnul. Mi-am adus aminte că a fost o perioadă când am umblat mult în mijlocul dumneavoastră, pe la Fetești, pe la Țăndăreni, împreună cu fratele Șamp, împreună cu fratele Berberaș, împreună cu fratele Mantu. Apoi am continuat slujirea și pe la frații noștri de la Mugeni și de la Băcești, Dumnezeu fie slăvit. Mi-aduc aminte de harul lui Dumnezeu care a turnat peste noi. Și cum Dumnezeu mântuia oamenii și îi chema la pocăință. Și acum, lăudat să fie Domnul, este drept că am văzut și lipsurile dumneavoastră atunci. Erați mari strântorări și în mari lipsuri. Dar văd și binecuvântările care Dumnezeu a turnat peste voi și spun slăvit să fie Domnul pentru Dumnezeu. Mă bucur de harul acesta care Dumnezeu v-a binecuvântat. Numai vă rog să nu uitați niciodată de unde ați plecat. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Să nu uitați. Să nu uitați. Pentru că Dumnezeu a lăsat o aducere aminte. Zilele acestea am sărbat, am comemorat Paștele. Paștele care nu este nimic altceva decât o aducere aminte. O aducere aminte în care ne aduce aminte, care ne face să ne aducem noi, în mod special, că Hristos în noaptea care a fost vândut, a luat-o pâine. A frânt-o și a dat-o ucenicilor și a zis, luați și mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Apoi a luat paharul, a luat și a zis, luați și beți, acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru toți, lăudat să fie Domnul. Și atunci, noi, pentru noi, Paștele nostru este Paștele acesta instituit de Domnul nostru Iisus Hristos în noaptea care El a fost vândut. Lăudat să fie Domnul. Știm Paștele inițial Paștele evreilor, care au fost date evreilor, când erau în robie, în robia egipteană, după 430 de ani, după ce robia a smuls strigăte deznădăjduite și înălțate către Dumnezeu, Dumnezeu a trimis un eliberator pe Moise. Și atunci, prin Moise, Dumnezeu a dat acea poruncă, în ultima seară, după cele 10 urgii, ultima urgie, de altfel, la 10 urgie, moartea celor întâi născuți, le-a zis să iei un miel, mielul acela să-l mănânce în seara aceea, fric, doar așa pe cărbuni, nimic altfel pregătit, apoi sângele mielului să ieie și ușorii casei să umple cu sângele lui și de asemenea mielul să fie mâncat cu verdețura mare, ceea ce reprezintă mărăciunea care voi ați dus-o în robie și de asemenea cu azima, care nu este altceva decât pâinea întristării în care voi o mâncați sub picele faraonului. Acest a fost legământul pascal și spune că lucrul acesta să-l faceți în fiecare an, ca o aducere aminte, să vă aduceți aminte. Acest vechi legământ a fost dat doar poporului evreu. Iar noul legământ este noul legământ instituit de Domnul nostru Iisus Hristos în noaptea care a fost vândut. Pentru aceasta spunem slăvit să fie Dumnezeu. Este drept că ceea ce alții sărbează și ceea ce datinele alte denominații,
fac acest ritual, sau cum să-l numesc, o datină, un obiceu, ei nu fac altceva decât să desfințeze Cuvântul lui Dumnezeu, care nu este niciun Vechiul Testament, niciun Noul Testament. Așa că noi nu mai cunoaștem pe Hristos în felul lung, ci îl cunoaștem în Duh și în adevăr. Și pentru aceasta spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Așa că în aceste zile, zilele care au trecut, au fost momentul acesta în care ne-am adus aminte cu toți de suferințele, de patimile și suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Preamărit fie numele Lui în veci. Acesta este Paștele care se sărbează, aducerea aminte a patimilor și suferințelor Domnului nostru Iisus Hristos. Și știm că din momentul când El a venit pe pământ, El a început să suferă. De când era mic. Vă aduceți aminte ce spune Biblia? Că Irod a dat poruncă să fie înarmată toată oastea aceea și au plecat înarmați până dinți după un copil, după un prunc născut. Și au fost omorâți atâția copii, apoi a fost nevoit să fie luat și dus în Egipt de către mama sa și tatăl său. Și apoi, de-a lungul timpului, uitați-vă la patimile și suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Spune-mi lăudat fie numele Lui în veci. Așa că, frați și surori, vreau să vă aduc aminte ceea ce spune Cuvântul Domnului, că știm că ultima săptămână din viața Domnului nostru Iisus Hristos a fost săptămâna cea mare, numită și săptămâna patimilor, în care Hristos a suferit. Și n-a suferit puțin, ci a suferit foarte mult. De către cine a suferit? E foarte important. Cine? De către cine a suferit? De către ai săi. Spune Cuvântul Domnului, Biblia, dacă veți citi și cu siguranță ați găsit, în Deuteronom, capitolul 7, spune că Dumnezeu și-a ales un popor. Înainte de aceasta, Dumnezeu a iubit un om. Numele acelui om este Avram, părintele credinței. Pentru că Dumnezeu și-a găsit plăcerea în el. Nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți istoria sau cât ați citit din Talmud, dar este scris în cărțile evreiești întâmplarea ceea ce nu este scris aici în Biblie, cum de s-a născut acest popor al credinței. Și spune Cuvântul Domnului că Terah, tatăl lui Avram, a avut o poruncă de la Dumnezeu să-i se deie țara Canaanului. Și când a chemat din Ur, din Mesopotamia, să plece în țara Canaanului, a ajuns până în Anglia, până în Haran. Și când a ajuns în Haran, a zis, aici e țara mea. Aici e viața mea. A văzut frumoasă țara aceea și a început să locuiască acolo. Și spune Biblia că Terah a devenit un om idolatru. Este un singur verset spus despre acest om, că a devenit idolatru. Și acum, în cărțile evreiești, spune așa, că Terah a devenit un slujitor al idolilor, el făcea statui și mergea cu statuile acelea la piață, le vindea și făcea foarte mulți bani. A devenit un om foarte prosper. Și spune că într-una din zile, când el s-a dus la piață, fiul său, Avram, a luat toți idolii lui care avea acolo, toți dumnezeii lui străini, și a făcut bucăți. Și a lăsat doar pe unul, doar unul singur l-a lăsat și a pus toporul în braț. Și l-a lăsat așa în picioare. Când vine taică-său și vine Terah și vede, ce-ai făcut, băiatul meu, Avram, ce-ai făcut? Tată, eu n-am făcut nimic. Cum? Păi Dumnezeu ăștia e tău. S-au luat la ceartă. Păi nu știu ce să fie certat. Pentru amvon, pentru care să fie mai mare, care să fie mai tare, care să fie... Nu știu ce să fie certat. Da! Zice, s-au luat la bătaie. Aleluia. Și fiecare dintre ei, tată, s-au omorât acolo. Și uite ăsta a fost cel mai tare. Ăsta i-a terminat pe toți. El e șef. Și atunci te-a luat, băiatul meu, o fichez după lateral, cine știe? Băiatul meu, dar ăștia n-au ochi. N-au ochi, ei nu văd, ei nu mănâncă, ei nu umblă. Și atunci spune că Avram, tată, dacă Dumnezeu ce ăștia tăi nu au viață, n-au ochi, și nu au viață, de ce îi faci? Și spune că în urma acestei atitudini, Dumnezeu i-a zis lui Avram, Avrame, ieși din casa tatălui tău, pentru că am pentru tine o țară binecuvântată. Amen.
Lăudat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Așa că vreau să înțelegeți că țara noastră nu e Anglia. Dacă unii dintre noi ne-am lărgit așa și ne place Anglia și ne-am găsit plăcerea, vreau să înțelegeți că Dumnezeu a pregătit pentru noi o patrie, patria noastră e patria cerească. Amin. Și spunem slăvit să fie Domnul. Amin. Să nu vă opriți aici. Să nu vă opriți aici. Că Terah a plătit un preț faptul că s-a oprit. Știți care a fost prețul care l-a plătit? Pentru că Terah s-a oprit în țara aceea și n-a continuat voia lui Dumnezeu, i-a murit un fiu, Haran. El a plătit prețul acesta. Și vreau să înțelegeți că toți care suntem numiți copii ai Lui, avem un statut special, e drept. Dar avem, atenție, și responsabilități. Spune-mi slăvit să fie Dumnezeu. Sunt și condiții și trebuie să le și împlinim. Dumnezeu să ne ajute. Astfel că Avram devine părintele credinței. Dumnezeu își găsește plăcerea în Avram. Și de acolo, din Avram, pentru că Avram a fost iubit de Dumnezeu, din Avram s-a născut Isaac. Din Isaac s-a născut Iacov. Și știți că după ce Iacov s-a îmbogățit și când el trata să se întoarcă înapoi, plin de tot ce avea, bogăție, animale, familie, copii, robi, roabe, slujitori, nu era mulțumit în sinea lui. Și trebuia să meargă undeva separat, liber, acolo singur, să ceară prezența și autoritatea lui Dumnezeu. S-a coborât Dumnezeu și Dumnezeu spune că s-a luptat cu Iacov. Și Iacov a zis, auzi, nu te las până nu mă binecuvânți. De acolo, nu ești binecuvântat? Dar uite câte ai, uite ce bogății ai, uite ce palate ai. Uite că nu ești binecuvântat? Auzi, binecuvântarea ta e inegalabilă. Aleluia. Binecuvântarea ta, Doamne, nu poate fi asemănată cu tot aurul lumii acestea. Ce folos să câștigi lumea întreagă dacă îți pierzi sufletul? Ați experimentat un gust amar, pentru că eu vă știu și vă cunosc. Și știu în sărăcia voastră ce mare e Dumnezeu. Știu marele Dumnezeu din viața voastră de acum 20 și ceva, 30 de ani. Dar cu timpul vreau să vă spun, când vi s-au lărgit partea aceasta firească, Dumnezeul vostru nu mai este așa mare. Și îmi pare rând de lucrul acesta. Mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Și să ne lumineze și să ne punem toți încrederea în Dumnezeu cel Sfânt puternic. Să nu ne punem încrederea în niște bogății care nu sunt statornice, care sunt ca un abur. Să arată puțin de el și apoi pierd. Dumnezeul nostru este veșnic. Și în urma luptei ce se luptă Iacob și zice, vreau să vă binecuvânt. Nu ești binecuvântat? Ți-am dat tot ce ai vrut. Familie, soție, copii, bani, avere, tot ce vrei. Nu vreau binecuvântarea ta, Doamne. Te vreau pe tine, Doamne. Și atât să lupte cu el, că la un moment dat a fost nevoit să lovească în coapse. Și îi spune, auzi, vrei să te binecuvântezi, da. Un prim lucru care să binecuvântare, uite, nu te vei mai chema Iacov, înșelătorul, hoțul, banditul sau mai știu eu ce. De azi înainte te vei chema Israel. Și de acolo se ia denumirea poporului Israel de la Iacov, pentru că Iacov este acela care Dumnezeu i-a schimbat numele din înșelătorul, i-a schimbat Dumnezeu în Israel, cel ce luptă cu Dumnezeu și este biruitor. Lăudat să fie Domnul! Amin. Din clipa aceea când Iacov, auzi, el a plătit un preț întâlnirea asta cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu l-a costat faptul că în urma binecuvântării i-a dat un semn. Și în momentul când i-a dat un semn, l-a lovit în coapsă. Și așa că vreau să înțelegeți, frați slujitori, să nu vă mai bătați când Domnul ne atinge. Este un semn al întâlnirii. Când te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu îți lasă un semn. Preamărit să fie Domnul. Se spune că din clipa aceea, Iacov a început să-și căpăteze. Știți de ce a început să-și căpăteze? Să înțeleagă că de azi înainte, din clipa aceea când s-a întâlnit cu Dumnezeu, Dumnezeu e sprijinul lui. Lăudat să fie Domnul.
preamărit să fie Domnul. Uneori în viață, când sunt șchiopătările acestea, noi nu înțelegem că noi ne bazăm pe unii și ne bazăm pe alții. Dar vreau să înțelegeți că poate mult dintre noi am experimentat gustul acesta amar, când ne-am sprijinit pe frați, ne-am sprijinit pe surori, ne-am sprijinit pe neamuri, ne-am sprijinit și ne-au vândut cu toți. Dumnezeu a îngăduit să vedem că pentru că singurul sprijin adevărat este Iisus Hristos Domnul, fie slăvit numele Lui veci. De aceea Dumnezeu vrea să te sprijin pe El, nu pe realizările tale, nu pe bogățiile tale, nu pe binecuvântările pământești și firești, ci Dumnezeu vrea să te bazezi pe El. Și zic, Dumnezeu să ne ajute. Ia să noi să ne bazăm doar pe El. Amin. Doamne ajută-mă. Și astfel că din clipa aceea, uitați-vă, dintr-un om, Dumnezeu binecuvântează un popor întreg. Și ajunge din 75 de oameni, 75 de suflet, vine un moment al sărăciei, al lipsului și a problemelor în care sunt nevoiți să ajungă în Egipt. Aici, în Egipt, vedeți noastră, prosperitatea materială. Prosperitatea materială. Au mers extraordinar de bine. Iosif, vă dați seama, la rangul care a fost, toți au dus-o bine. În timpul acesta, cât Iosif a fost și poporul Israel, au dus-o bine, după Iosif n-a mai ieșit niciun slujitor. Și atenție, vremurile acestea, care nouă li se par niște vremuri extraordinar de binecuvântate, sunt niște vremuri foarte înșelătoare. Pentru că adevăratele valori s-au născut întotdeauna în necazuri, în probleme și în lipsuri. Vreau să înțelegeți că în binecuvântări nu vedem să fie oameni care să fie născuți valori ale Lui Dumnezeu. De aceea vreau să fiți foarte atenți. N-am venit în Anglia și nu suntem în Anglia să pierdem valorile Dumnezeu și care Dumnezeu le-a pus în noi. Și eu mă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze, să fim recunoscători și să înălțăm pe Dumnezeu și să glorificăm pe Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Astfel că ies din popor de acolo, le dă porunca aceea să împlinească fiecare an Paștele și acum Hristos a venit în Ierusalim, a intrat în Ierusalim. Când a intrat Hristos în Ierusalim, spune cuvântul Domnului că înainte să intre, când a văzut-o de departe, a văzut cetatea, a început să plângă. Și îi spune, dacă ai fi cunoscut tu vremea cercetării tale, cel ce putea să-ți deie, auziți. Nu este drept că fiecare familie caută pace? Soțiile caută pace în familie, soții caută pace în familie. Și de multe ori știți de ce nimeni pace? Pentru că n-am cunoscut și nu cunoaștem vremea cercetării. Pentru că ce poate să deie pace? Nu este pacea ONU-lui, ai pace înșelătoare. Nu este pacea Organizației Naționale Unite, nu e aceea pace adevărată. Nu este pacea care dă tata sau mama, ci adevărata pace care este și o dă în familie, este Iisus Hristos. Fie lăudat pe numele Lui. De aceea vrem să fie seara cercetării acestea și fie Dumnezeu să le binecuvânteze. Să înțelegem seara aceasta cercetării, să înțelegem că Domnul Iisus Hristos te cercetează și vine la tine. Vreau să-ți spun întrebarea. Tu înțelegi, ai înțeles vremea cercetării? Înțelegi că Hristos este acela care vine la tine? Poporul Israel zice că a venit la Isai și Isai a plâns pentru ei. A intrat în cetate. În momentul când a intrat în cetate, toți începeau. Binecuvântat este și așterneau hainele. Ramuri de finici cântau. Binecuvântat să vină împăratul, împăratul. Știți? Și-au așternut hainele, cuvintele frumoase, dar inima. Nu. Și Dumnezeu nu dorește hainele noastre, ci când cere Dumnezeu, cere fiule, dă inima ta. Inima acestui popor nu era dată, Domnul Iisus. A venit la Isai și spre uimirea sa, a intrat în templu, nu? Pentru că unde trebuie să intre? Bineînțeles că primul lucru care a făcut, a intrat în templu. Și când a văzut dornic casa tatălui. Când a văzut în ce situație a ajuns casa tatălui. Atât de indignat a fost Domnul Iisus Hristos că a făcut un bici și a început acolo să lovească. S-a dus și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. A dat drumul porumbeilor. Pentru că în templu spune așa, casa mea se va numi o casă de... Dar voi ce ați făcut din ea? Ce ați făcut din ea? Îmi pun întrebarea.
Aici titlul era în așteptarea mântuirii. Dacă ar veni Hristos acum, fizic, ce ar găsi El în fiecare casă, în fiecare biserică, în fiecare națiune, ce ar găsi? Mai mult de atât că trăim niște vremuri foarte tulbure. Și este o confuzie astăzi, este o confuzie că oamenii nu mai disting binele de rău și răul de bine. Mă rog Dumnezeu să ne dea înțelepciune și pricepere, să putem să înțelegem voia și planul Dumnezeu. Când intră în casă, vă dați seama, în templu, cine erau? Vânzătorii de bani. Dar de ce trebuia să fie vânzătorii de bani, schimbătorii de bani în templu? Pentru că nu aveau voie să fie în templu. Dar astăzi, cei ce au bani, au prioritate. Și acum îmi pare rău să vă spun că mulți cu banii lor sunt precum să Anania și Safira. Au vândut terenul și ce au zis? Ne luăm și noi după toți, dar pe aia facem și noi. Și au dus banii să-i dea, e nevoie acum să ne facem și noi trecere. Ne dăm bani să ne pună și pe noi la loc de cinste în templu. Aleluia. Să fim și noi puși în față, să vorbim, să cântăm. Dar inima nu e după voia lui Dumnezeu. Da, îți aștern hainele, îți aștern gramul definit, vorbești frumos, dar inima? Nu, dar banii fac trecere. Și Anania și Safira au zis, în momentul, cu banii aceștia care noi am vândut o parte, să ne pună și pe noi la un loc de cinste. Eu vreau să înțelegeți că vânzătorii, schimbătorii aceia de bani au ajuns în templu pentru că ei, bineînțeles, decartau și donau acolo și unde, și cei mai de seamă preoții, cărturarii și farisei, ei au acceptat să fie acolo. Schimbătorii de bani, porumbei, vânzătorii de porumbei, în templu. Vă dați seama? Nu vreau să vorbesc, dar astăzi parcă trăim niște vremuri foarte confuze. Și pentru mulți, biserica a ajuns, sau adunarea, sau numele de pocăit, cum să pot să mă exprim, în care se folosesc pentru a trăi pentru ei și nu pentru Domnul. Compromisurile sunt atât de mari și banii astăzi parcă au așa o valoare încât nu mai ține cont. Cu banul poți să orbești orice om. Nu contează ce statut are. Deci banul ia mintea omului. Mă rog, sângele Domnului nostru Iisus Hristos să fie peste noi toți. Și să înțelegem că mai mult decât banii, mai mult prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne ajută-ne. Astfel că Hristos a fost nevoit să răstoarne mesele și vreau să înțelegeți că de multe ori, uneori, viața noastră este răsturnată și nu înțelegem. Când schimbăm valorile și casa de rugăciune nu mai e o casă de rugăciune și începe să fie un alt loc, vine Hristos de multe ori și răstoarnă viețile multora. Când unii schimbă conotația lucrării lui Dumnezeu, când unii caută să schimbe după legea lor și după voia lor și nu lasă voia lui Dumnezeu, casa Domnului e o casă de rugăciune. Casa e o casă de rugăciune. Ce înseamnă o casă de rugăciune? În momentul când spune o casă de rugăciune, eu vin aici și în primul rând, primul lucru când vin aici, vin într-o atitudine smerită. De ce? Pentru că vin într-o casă de rugăciune, pentru că eu vreau să mă rog să-mi deie ceva. Când te duci la cineva să cer, nu te duci arogant, ci te duci smerit, frate, vezi, am și o nevoie, dacă mă poți ajuta, te rog frumos, și așa mai departe. Ei, când intrăm aici, noi intrăm pentru că noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze. Lăudați să fie Domnul. Și când intrăm aici, noi intrăm în aroganță și noi intrăm într-un fel așa lumesc și firesc și căutăm să fim oameni al Dumnezeu și zic Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne ajute, frați și surori. Hristos Domnul, în momentul când a început, când a văzut ce se întâmplă, a început să spună, să se ie de unii oameni. Hristos Domnul n-a tăcut. În momentul când a văzut ce se întâmplă și că au schimbat felul și modul de rugăciune și modul și stilul de viață,
l-au schimbat, Dumnezeu le-a arătat un comportament și anume, din momentul când a intrat în Ierusalim, el a venit călare pe un măgar. Ceea ce vreau să înțelegem că Hristos a dezlegat smerenia de la cotitură. Și asta pe noi ne face să înțelegem că până să vină Domnul Iisus Hristos, majoritatea dintre ei au intrat în cetatea aceea, majoritatea oamenilor înalți au intrat pe cai albi. Au intrat cu alai mare. Dar Iisus Hristos a intrat smerit. Vreau să înțelegeți punctul și principiul împărăției lui Dumnezeu este, în primul rând, este smerenia. Să fim oameni smeriți. Amin. Dumnezeu să ne ajute la lucrurile. Când intră în templu, lucrurile nu mai sunt ceea ce Dumnezeu le-a spus și au schimbat cu totul conotația. Și nu vreau să intru în detalii. Fiecare dintre dumneavoastră vedeți unde, în ce situație au adus pocăința și modul de slujire. Când eu m-am pocăit acum 30 de ani aproximativ, nu era biserică așa. Nu erau lucrurile în biserică ceea ce astăzi sunt. Îmi pare rău că modul de lucrare, modul de slujire, modul de închinare a început să fie schimbat. Și mai mult decât și stilul și modul de predicare a început să fie schimbat. Că dacă vezi, Doamne, că dacă predici ca și Iisus, trebuie să fii pus deoparte și trebuie să fii legat, pentru că imediat te condamnă la calomniere. Hristos Domnul a început să spună cu cine a avut el de-a face. Cu cărturarii, cu fariseii și cu oamenii legii. Adică toți aceia care cunoșteau legea, el cu aceea a avut de-a face. Și vreau să înțelegeți că noi suntem oamenii care cunoaștem voia lui Dumnezeu și care știm pocăința. Dacă Hristos ar veni să cerceteze inima și viața noastră, nu ar veni să cerceteze pe oamenii aceia din lume, ci ar avea treabă cu noi pocăiți. Amin. Pentru că Dumnezeu, zice, și-a curățat un popor, un norod pentru el, și-a dat viața pentru noi însăși, ca să-și curățească un popor sfânt și curat. Slăvit să fie Domnul! Amin. Acum, dacă Hristos ar veni acum, cum ne-ar găsi pe noi și cum ne-ar găsi pe tine? Cum ne-ar găsi Hristos? Ar avea ceva să spună, să le spună Domnul Iisus? Pentru că noi suntem cunoscători ai Bibliei. Noi predicăm Biblia. Și acum Domnul nostru Iisus Hristos are pretenția ca noi să trăim Biblia. Pentru că cuvântul Domnului spune, când voi veni eu, voi găsi oare credință pe pământ? Așa că pentru noi este un avertisment. Poporul Israel ne-a arătat, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar, zice, toți aceia care nu l-au primit, ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. Slăvit să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Amin. Așa că, frați și surori, vreau să înțelegeți că suntem chemați să-L slujim pe Dumnezeu. Și-ar vrea ca această slujire să fie așa după voia lui Dumnezeu. Preoții din timpul acela, cărturarii și farisei, uitați-vă, din momentul când Hristos a început să le spună adevărul, n-au căutat altceva decât să-L omoare. Cine să-L omoare de altfel? Cărturarii, farisei și preoții. Toți aceia care formau Sinedriul. Sinedriul era compus din 24 de bătrâni căpetenie poporului. La cronicii veți găsi. 24 de bătrâni, cei mai bătrâni, cei mai de vază bătrâni făceau parte din Sinedriu. 22 de cărturari, cei mai înțelepți oameni care cunoșteau toate limbile de pe fața pământului. Și acești cărturari aveau putere să te vadă și ei știau când tu vorbești, din ce duc vorbești, atitudine, citeau gesticulațiile și limbajul trupului. Așa de înțelepți erau oamenii aceia. Și aceștia formau 70 și peste ei era marele preot. Acesta era considerat tribunalul suprem. Vă dați seama, tribunalul suprem, Sinedriul, preoții care au pornit cu o inițială de a se separa de lume, să fie oameni sfinți, au ajuns în momentul când Hristos a venit să fie cei mai corupți oameni. Și vreau să înțelegeți că acești oameni au căutat să-L omoare pe Hristos. Nu oamenii necunoscători, ci cei oameni care aveau cuvântul, care aveau Tora, care aveau legea, oamenii aceia au fost atât de confuz că nu mai cunoșteau pe Hristos. Vreau să înțelegeți, frați și surori, trăim niște momente extraordinare de grele. Libertatea aceasta produce o confuzie în mintea dumneavoastră, în inima noastră, încât nu mai putem să distingem care face voia lui Dumnezeu. Ce ziceți? Și anume, fiți foarte atenți. La un moment dat, Hristos face de cunoscut ucenicilor săi.
Și zice, uitați, va trebui să merg așa în Ierusalim și acolo voi fi luat, voi fi legat, voi fi bătut și așa mai departe. Ce îi spune Petru? Să te ferească Dumnezeu să se întâmple lucrul acesta. Ce îi spune Domnul Iisus Hristos? Tu ce îi zice în sinea ta când Petru ia atitudinea aceasta? Tu ce îi zice când cineva ia o atitudine în dreptul tău să nu suferi? Ce îi zice? E un om, de altfel, Domnule, care nu vrea să sufăr, extraordinar, e un om care vrea binele. Dar au zis Hristos ce îi spune? Înapoi a mea, satanul. De ce? Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile oamenilor. Fiți foarte atenți, când acest se vreau să vă prezint puțin mai adânc unele lucruri. Dar pentru aceasta trebuie să ne rugăm Dumnezeu să lucreze. Amin. Pentru că sunt și niște duhuri împotrivitoare aici. Și o cer autoritatea și puterea sângelui Domnului să fie peste noi. Și mă rog Dumnezeu să ne lumineze și să putem să înțelegem. Frați și surori, e o confuzie. Astăzi, prea puțin mai deosebesc binele de rău și răul de bine. Oamenii nu mai știu care e bun și care este rău. Astăzi, mulți predică, cântă, vorbesc, adunări peste adunări. Și zici, Doamne, cum se poate? Zici, nu, pocăi. Și totuși, să fie folosit de diavol. Cum se poate întâmpla? Petru este acela care umbla cu Hristos, Domnul. Nu un oricare om. Petru umbla cu Hristos și Domnul Iisus Hristos îi spune, înapoi a mea, satanul. Pentru că gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Pentru că aici am citit un cuvânt, frați și surori. Și în cuvântul care l-am citit în Romani, capitolul 8, spune așa. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Cu alte cuvinte, în Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16, spune așa. Zic, dar umblați cărmuiți de Duhul. Și nu împliniți poftele firii pământești. Pentru că sunt lucruri potrivnice unele, așa că nu puteți să faceți tot ce vreți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și urmează. 17 puncte. Ultima, cea de-a 17-a, este îmbuibarea. Și spune așa, vă spun mai dinainte, cum am mai spus tuturor, că cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și acum vreau să înțelegeți că am început să trăim o pocăință ieftină. Vremurile acestea îndestulătoare, faptul că suntem binecuvântați din punct de vedere material, credem unii dintre noi, avem impresia că suntem bine și din punct de vedere spiritual. Dar vreau să te cercetez și să mă cercetez. Sunt același om care l-am primit pe Hristos cu inimă sinceră și devotată pentru El? Am călăuzirea Duhului Sfânt sau călăuzirea firii? Pentru că toți cei ce sunt călăuziți de firea pământească, spune cuvântul Domnului, vor muri. Pe când, zice, cuvântul Domnului spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și zice, voi n-ați primit un duc de robie, ca să mai aveți frică. Și acum când vorbim de frică, COVID-ul a paralizat. Când vorbim de frică, frica de moarte a paralizat. Și mă uităm la creștini care începeau să tremure. Este drept că noi ne aruncăm așa, să ne dovedim noi ca eroi, ne aruncăm așa, știi, de drag, să ne arătăm noi cine suntem. Dar nici nu paralizăm de frică. Pentru că noi nu ne frică nici de moarte. De ce? Avem un statut și care e statutul nostru? De copii? Lăudați să fie Domnul. Păi și casa noastră unde-i? Unde-i tata? Mă duc să vă pregătesc un loc, că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și fiți foarte atenți acum ce spune Domnul. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu, și împreună moștenitor cu Hristos. Auziți? Moștenitor împreună cu... Adică Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Eu fiind Fiul lui Dumnezeu, am Dumnezeu îmi da ceva drept împreună cu cine? Cu Hristos. Doamne, fiți slăviți!
Doamne, fii slăvit! Doamne, fii slăvit! Frații, surori, vă dați seama ce statut și ce trecere ne-a făcut Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu i-a dat Domnul nostru Iisus Hristos acest har, încât i-a dat toată puterea în cer și pe pământ, și să fie moștenitor. Dar spune cuvântul Domnului că și noi împreună cu El suntem moștenitori. Dar e o condiție. Și condiția care este? Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim proslăviți împreună cu El. Hristos Domnul, când a intrat în cetatea Ierusalimului, a suferit foarte mult. De ce? Pentru că nu se mai face, se făcea voia Tatălui. Frați și surori, vă întreb, câți dintre dumneavoastră suferiți când vedeți că nu se face voia lui Dumnezeu? Cât suferiți? Cât suferiți când vedeți că astăzi să bea nelegiuirea precum apa? Cât suferiți? Cât suferim astăzi când vedem cum unii trăiesc fără de lege? Cum unii beau nelegiuirea precum apa? Cum unii zic că sunt pocăiți și ei nu sunt pocăiți? Cum unii se laudă cu pocăința? Că sunt pocăiți, cu statutul și așa mai departe. Și de altfel ei contrazic, vorbesc frumos, dar faptele lor îi definesc de altfel ca niște răi. Cât suferim când voi vedeți, acum te întreb tu, soră, sau fratele meu, când soția ta nu trăiește adevărul, suferi? Când soțul tău nu trăiește adevărul, suferi? Și mai mult de atât, hai să vă întreb, când copiii dumneavoastră nu trăiesc adevărul, suferiți? Pentru că știți ce am văzut aici în Anglia? Știți ce am văzut? O mai mare nebunie n-am putut să văd. Oameni, familii de oameni pocăiți, în care își trimit copiii, cu alte cuvinte, îi trimit direct în iad. Și anume, copiii lor au făcut școală, cunosc limba engleză. Eu nu mai intră engleză aici. Dar mintea vine diavolul și o sucește, când într-o parte, când într-o parte. Copilul meu tu știe engleză. Pune și toate. Parte și fă și face copilul și face copilul. Și copilul minte și copilul înșeală și copilul vorbește și zi așa și zi așa. Și tu, părinte, conștient, ce faci cu fiul tău? Ce faci cu fiul tău? În loc să suferi pentru că vezi alții care trăiesc nelegiuirea și nu fac cinste lui Dumnezeu, ce? Tu te însuși te bucuri. Ascultă-mă, ce trăiești? Că noi am condamnat starea preoților de acele zile. Zice, cum preoții care ei aveau legea, ei nu cunoșteau și nu trăiau pocăința? Dar mă întreb astăzi, cum trăim noi pocăința? Aleluia. Mă întreb astăzi care cunosc voia lui Dumnezeu. Mă întreb oameni care cunosc. Oameni și încep de la statutul de președinte. Încep de la secretar. De toate, mai știu ce titulație. Până la păstori. Presbiter, diacon, nu știu eu, să mai știu ce, fiecare membru considerat un om care se numește copilul Dumnezeu, mă întreb care sunt obligațiile lui de copilul meu, cât suferă pentru Hristos, cât suferă astăzi că se trăiește nelegiuirea, cât suferiți? Cât sunteți batjocoriți pentru adevăr? Mă întreb, suferiți careva pentru adevăr? E vreunul dintre noastre care suferă pentru adevăr? Suferiți careva dintre voi că ați stat împotriva păcatului și spui, omule, tu nu trăiești pocăința. Tu nu faci cinste Domnului nostru Iisus Hristos. Tu zici că ești copil de Dumnezeu. Tu zici, dar uite, nu. Uite, tu predici, dar tu nu trăiești. Tu cânti, dar tu nu trăiești. Uite, tu faci asta, dar tu nu trăiești pocăința. Câți dintre noastre ați luat această atitudine? Pentru că de altfel, Hristos a luat această atitudine. De ce? Pentru că preoții nu mai făceau voia Tatălui. Tu și eu suntem copii ai lui Dumnezeu. Și atitudinea ta și atitudinea mea trebuie să fie aceeași ca Domnul Iisus Hristos. Și anume, că noi trebuie să ne luptăm pentru adevăr. Pentru slava și pentru gloria Tatălui nostru. Preamărit să fie Domnul. Care-i lupta ta? Tu te lupți pentru Hristos? Te lupți pentru slava Lui? Te lupți pentru gloria Lui? Te lupți ca să fie, deci tu mulți care știrbesc onoarea Lui, tu ești gata să plătești prețul tău pentru a spăla cinstea și onoarea Tatălui? Pentru că Hristos asta a făcut. Hristos a plătit cinstea, a plătit El cu sângele Lui și a spălat onoarea Tatălui
care diavolul a căutat să murdărească și să o păteze. Și astăzi sunt mulți care pătează cinste și onoarea Domnului Iisus, zicând că sunt oameni pocăiți, că trăiesc pocăința, că sunt pocăiți, că sunt nu știu cum de câți ani, dar de altfel nu fac altceva decât să murdărească numele acestea. Ei, vreau să spun, câți dintre dumneavoastră aveți puterea și sacrificiul să vă sacrificați și prin sângele vostru să fie spălată cinstea și demnitatea Domnului nostru Iisus Hristos, fie lăudat numele Domnului. Trăim aceleași momente care poporul Israel a trăit. Suntem cunoscători mai mult de atât decât ei. Pentru că ei aveau Vechiul Testament, noi avem și Noul Testament. Și mai mult de atât, avem pe Duhul Sfânt, fie slăvit numele Domnului. Dacă nu tu și eu ne trezim în această seară, e posibil Hristos să vină, Hristos a intrat în casa ta, intră în casa ta, intră în viața mea și eu să nu-i dau cinstea care i-au dat-o, care ar trebui să o dăm, ci facem exact ceea ce au făcut preoții la moarte cu tine, Iisus. Nu te vreau în viața mea, pleacă de aici, cum mi-a zis aceea din Gadara. Pleacă de aici, dar de ce? Că le-a stricat afacerile. Că le s-au unecat porci. Pentru că pe mulți, pentru unii mai mulți, mai de valoare, e un porc decât Hristos. Ce sunt unii pocăința lor, până aici, frații și surori, ar vrea să înțelegem toți să avem acest statut special de copii ai lui Dumnezeu. Și pentru aceasta a spus, slăviți să fie Domnul. Dar avem o datorie. Noi avem o datorie pentru că astăzi diavolul caută să păteze cinstea și onoarea Tatălui nostru. Dar tu ca și fiică și fiu, eu ca și fiu și dumneata ca și fiică, ai datoria să speri cinstea și demnitatea Domnului nostru Iisus Hristos, lăudat fie numele Domnului. Cum? Prin ce? Prin suferință. Pentru că sună și sunt gata să stau împotriva oricărei nelegiui și oricărui păcat. Nu din ambiție, ci din dragoste o fac. Lăudat să fie Domnul. Glorie Domnului. Și sunt gata să condamn orice nelegiuire, să condamn orice acțiune care pătează cinstea Domnului nostru Iisus Hristos. Iar în familia mea am un copil care pătează numele Dumnezeu. Oh, nu-i mai mare problemă decât în familia unui creștin, un copil, un tată și o mamă să accepte ca fiul lor să păteze numele lui Iisus Hristos. Și tata și mama să steie. Auziți, vă spun că acesta nu e o laudă. Dar în timp ce vă spuneam, am alții aminte că zice, fiul meu, eu am niște principii, viața mea e condusă după principiile Sfintelor Scripturii. Pentru că mie Dumnezeu mi-a făcut mult bine în viață. Mi s-a descoperit și mi s-a revelat Dumnezeu. Și în momentul când m-am pocăit, eu nu știu cura asta să mai mint. Cura asta am mai dat-o diavolului. Cura asta trebuie să fie un izvor sfânt și curat al Domnului. Preamărit să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Și a zis, Tată, în viața mea s-a instituit principiile Sfintele Dumnezeu. Principiile împărăției. Câtă vreme tu trăiești după principiile împărăției, stai în casa mea. Dacă nu, îmi pare rău, în casa mea n-ai loc. În casa mea n-ai loc. Pentru că în casa mea e înălțat un singur nume. E Iisus Hristos, Domnul. Fie lăudat numele Lui. Fie lăudat numele Lui. Că pur tu ce înalți în casa ta? Fiul tău, soția ta, soțul tău, mama ta, tatăl tău, că bine zice, cine nu urăște. Adică, cu alte cuvinte, nu se urăște. Dar mai presus de dragostea tatălui, fiului, mamei, soției, să fie dragostea pentru Hristos, Domnul. Preamărit să fie Domnul. Pentru că condiția slujirii este, dacă vrea cineva să mă urmeze, unu, să se lepede de sine. Știți de ce spune Dumnezeu lepădarea de sine? Este cea mai puternică viață a unui om, lepădarea. Este sinele, iubirea de sine. Vreau să știi că diavolul știe lucrul ăsta. Fiți foarte atent. Vine diavolul la Iov. Dumnezeu îl îngăduie să vină. Și au zis că vine diavolul la Iov, știi ce zice Iov? Oh, râde. Da? Mi-l dai pe mână? Ce? Da, da, pe mână. Și vine diavolul la Iov. Și vreau să înțelegi că dacă diavolul a venit la Iov și Dumnezeu l-a îngăduit, vreau să-ți aduc aminte că Dumnezeu a îngăduit pe diavol să vină să-L iei și pe Iisus. Fii foarte atent ce spun. Și l-a luat pe Iisus și l-a dus pe munte. Și l-a luat pe Iisus și l-a dus pe templu.
Și o să înțelegi că nu știu de câte ori te-a purtat diavolul sau m-a purtat diavolul unde a vrut el și unde a fost lângă Dumnezeu. Dar problema este ce am făcut când diavolul m-a purtat sau când diavolul te-a purtat. L-ai biruit? Sau i-ai acceptat a toate fratele? Toate condițiile. L-a dus pe munte și a zis, uite aici, toată Londra, ție ți-o dau la picioare tale. Amita! Ce trebuie să fac? Asta, asta, asta. Și începe. Doamne, Doamne, știți câți s-au închinat diavolului? Și n-ar fi fost problema asta. Dar toată casa închinată diavolului și rămâne mărturie acolo, pocăit, casă pocăită. Dar când va veni Domnul, știi ce spune? Nu te cunosc. Nu te cunosc. Doamne, dar n-am... Nu te cunosc. Mă rog, Dumnezeu să ne dea înțelepciune în această seară. Să putem să înțelegem adevărul Bibliei, că astăzi mulți își pun învățători după poftele lor, să nu mai spună lucrurile acestea adevărul pe nume, direct. Și astfel poporul să fie dus în iad. Nu vreau să fie niciunul dus în iad care suntem aici, ci toți să avem parte de împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru a trăi împărăția lui Dumnezeu, condiția este, fiți foarte atenți, că diavolul vine. Și primul lucru ce a zis diavolul, nu e o problemă, îl fac să se lepe din de tine. Cum? Prima acțiune, averea. Știți câți creștini sunt până la bani și până la casă și la masă? Și imediat să le apă de casă și de masă și de bani în jură și la Doamne, Doamne, Doamne. Doamne, 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 ce se mai întâmplă. Dar pe Iov nu l-a biruit aici și spune-mi slăvit să fie Domnul. Toată averea a fost luată și el a lăudat pe Dumnezeu. Și știi ce zice diavolul? Nu e nicio problemă. Ai câștigat o repriză, dar a doua cu siguranță va fi a mea. Care? Îl lovesc la punctul foarte. Care punctul foarte? Copiilor. Că când e vorba de copii, până aici. Nu te atinge de copiii mei, că ți-ai dat foc la valiță. Și știți cât pentru copii își pierd mântuirea? Știi câți? Dar Iov pierde toți copiii. Și e Domnul înalță pe Dumnezeu. Fie slăvit numele Domnului! Fie slăvit numele Domnului! Ce zice diavolul? Câștigaște repriza a doua! Mai e una! Repriza decisivă! Ultima! Și spate diavolul ultima armă! Cea mai periculoasă armă, știi care? Dă-mi voie să mă ating de el. Și știți câți creștini sunt? Vorbești de soție, de copii, trec cu vederea, pocăit, că pierde banii pocăit. Dar când se atinge de el, când i-ai luat dreptul de amvon, hai bă, te dea foc la priză. Când i-ai luat dreptul de slăjire, când i-ai luat dreptul și dreptul și dreptul, și Iov s-a atins diavolul de el. De ce s-a atins de el? Pentru că a considerat că cea mai puternică armă e iubirea de sine, eu-ul, personalitatea noastră. Datorită personalității noastre, nu ne lăsăm călcați în picioare, nu putem să fim vorbiți de rău, nu ne lăsăm să fim umiliți, nu! Și Domnul gade umilință în batjocoră, că pleacă peste fiul său în săptămâna patimilor, l-am găduit, tu crezi că tu ai altă? Există o săptămână a patimilor în viața fiecărui. Ascultați-mă. Eu știu ce vorbesc. Și nu e ușoară săptămâna asta. E cea mai grea săptămână din viață. Dar trebuie să se împlinească un cuvânt. Și voi urma cu ajutorul Domnului. Știi ce? Iov a dat slavă lui Dumnezeu. Și diavolul a pierdut și a creat repriză. Că pentru aceasta spunem slăvit să fie Dumnezeu. Dar știți care e problema? Știți câte reprize, că diavolul câștigă reprize între drumul doar creștin? De aceea Hristos spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, condiția, lepădarea de sine. Deci să nu te mai iubești pe tine. Câți narcișii sunt astăzi, care se iubesc mai mult pe ei, că până ei, când e vorba de ei, până aici. Și datorită că nu predică scandal, datorită că nu cânte scandal, datorită că nu face o slujbă în biserică scandal, datorită că nu, că băiatul lui, că fata lui, că nu are, nu știu cum, nu știu ce, scandal și scandal. Doamne, ai milă. Bun, trece peste asta. Apoi, ce urmează punctul următor? Ia-ți, apoi, zice, dacă vrea ceva să-ți mă urmeze, să se lepede de sine, doi, să-și ia? A, ce-i crucea până la urmă? Dacă n-ai o lepădare de sine, n-ai cum să iei crucea. Pentru că crucea este cea mai
pe timpul acela era cea mai rușinoasă povară sau moarte care putea să fie. Un roman nu putea să fie executat pe cruce, că era cea mai josnică moarte. Crucea, ce înseamnă crucea pentru unii? Am diabet, frate, îmi port crucea. Diabetul au și oamenii din lume, nu e crucea aia. Frate, sunt bolnav și oamenii din lume bolnav. Copilul, soția și în lume sunt lucrurile acestea. Frații și surori, crucea e un singur lucru și anume să suferi pentru adevăr. Să fii condamnat pe nedrept. Asta e suferința, asta e crucea. Și să-ți iei crucea și în lumea aceasta de nelegiuiți, plină de nelegiuire, tu să strălucești. Și zice, Doamne ajută-ne să strălucim. Să strălucim în lumea aceasta, în lumea aceasta plină de întunecime și de păcat. Să strălucim ca niște mărturii vii pentru slava și pentru gloria Domnului Iisus Hristos. Doamne ajută-ne. Asta înseamnă, așa mă întreb, cât suferiți pentru adevăr? Mi-aduc aminte că în Dofria, știți câte surori erau bătute pentru adevăr? Într-adevăr, aveau o cruce. Și veneau la biserică cu ochii vineți. Pentru că soții lor le băteau să se despocăiască și ei, nu, eu iubesc pentru Hristos și suferă pentru adevăr. Și astfel își câștigau soții și își câștigau familie. Slăvit să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Am văzut oameni, am văzut un tânăr în Dofria, era 12 ani avea la pocăință și a suferit din partea tatălui bătut, din partea fraților lui. A câștigat toată familia, cea mai 80 de persoane. Slăvit să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Și vorbesc acum că acum în brațele Domnului Iisus Hristos l-a luat pentru că și-a primit lucrare. Fie slăvit numele Domnului. Fie lăudat numele Domnului. Vă întreb, frați și surori, cât suferiți pentru adevăr astăzi? Pentru că condiția ca să fim moștenitori împreună cu Hristos, coetern, co-moștenitor cu Domnul nostru Iisus Hristos, condiția este să suferim. Cât suferim? A, de libertate. Păi vă nu vedeți că în libertate sunt cele mai multe victime? Pentru că în momentul când erau restricția și era comunismul și atunci era pocăința adevărată. Iar acum libertatea, câți pocăiți s-au pierdut? Și cât se pierd în libertatea aceasta, că eu am numit-o într-o predică cea mai periculoasă închisoare. Libertatea. Uitați-vă cât se pierd în binecuvântările acestea care sunt date, în lucrurile acestea materiale, cât se pierd. De aceea, frați și surori, trebuie să luăm bine aminte. Săptămâna patimilor în care Hristos a intrat, a văzut ce se întâmplă, El a apărat cinstea și onoarea Tatălui. Vreau să te întreb, ce aperi tu astăzi? Astăzi ce aperi? Care este lupta ta? Care este lupta mea? Pentru că fiecare suntem chemați să luptăm. Apostolul Pavel zice, m-am luptat, lupta cea bună. Te întreb, tu ce lupta ai? Care e lupta ta? Că mulți se luptă pentru cinste, pentru onoare, pentru faimă. Care de care să aibă mai mare, mai nu știu cum, mai nu știu ce. Mulți se luptă pentru ei, pentru faima lor. Dar vreau să vă întreb, câți astăzi ne luptăm lupta cea bună? Cât putem să spun, m-am isprăvit alergarea, m-am luptat lupta cea bună? Câți dintre noi? De aceea, frați și surori, mă rog seara aceasta să fie o seară binecuvântată. Și să luăm bine aminte că diavolul este atât de șiret și de vitean. Să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. Cum? Frați și surori, știți că suntem chemați la una dintre cele mai mari suferințe? Știți care este cea mai mare suferință la care noi suntem chemați? Știți că Domnul nostru Iisus Hristos spunea Ioan Botezătorul. Zice, nu eu sunt acela. Ioan recunoaște și nu eu. Ci cel ce vine după mine este mai mare, care eu nu sunt vrednic să-i dezlic. El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Deci va boteza cu apă, da? El va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Câte boteze scoate Domnul nostru Iisus Hristos în evidență că sunt? Câte? Dumneavoastră, cât sunteți botezați? Câți dintre dumneavoastră sunteți botezați? Câte boteze aveți? Două. Și al treilea? Al treilea e săptămâna patimilor. Aleluia! Frați și surori, e săptămâna patimilor. Anume, cum? Vine Domnul Iisus Hristos, știi ce spun? Vine o mamă la Domnul Iisus. Și spune, știi ce vreau? Ce? Copiii mei să fie unul la stângă. Știți voi ce cereți? Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul care am să-l beau, să fiți botezați cu botezul care am să fiu eu botezat? Fiți foarte atenți.
Vă întreb până acolo, Hristos n-a suferit, că mulți zic că botezul acesta sunt suferințele. Ascultați-mă! Până acolo n-a suferit Hristos, de ce mai spune Hristos că trebuie să vină un alt botez care să fie botezat? Încă nu era botezat. În momentul când femeia aceea cere un copil să fie la stânga și la dreapta, nu era botezat cu al treilea botez. Deci trebuie să fie, să am încă un botez care cât de mult doresc să se împlinească. Și botezul acela Domnului Iisus Hristos este în săptămâna asta a patimilor, unde nu e nimic altceva decât moarte. Ne bucurăm botezul în apă. Și mulți confundă botezul, știi ce? Botezul cu foc îl confundă cu botezul cu Duhul Sfânt. Vă auziți? Botezul cu Duhul Sfânt, limbile ca de foc, le-am primit, slăvit să fie Domnul. Pasiunea pentru Domnul. Pasiunea pentru Domnul. Botezul în apă, primul pas spre pocăință. Botezul cu Duhul Sfânt, călăuzirea, ajutorul călăuzirii spre patria cerească. Dar ascultați-mă, e nevoie de un al treilea botez. Pentru că nu există al treilea botez, n-ai cum să intri în împărăția cerurilor. Și al treilea botez este moartea personalității tale și personalității mele, eu-ului meu. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Eu am fost răstignit împreună cu Hristos. De aceea spre Hristos, Pavel, m-am luptat, lupta cea preamărit să fie Domnul. Acum fiți foarte atenți. Când Hristos este dat să fie în săptămâna patimilor, care trebuia să împlinească cel de-al treilea botez, să intre în împărăția lui Dumnezeu, știi ce zice Petru? Să deferească Dumnezeu. Ti sunt unele soții. Da, dar ce trebuie să stai tu împotrivă? Să-ți faci tu probleme? Lasă-i acolo. Nu, să nu ne cânjești, să nu te băga tu. De ce să suferi tu? De ce să suferim noi? De ce să suferă copiii noștri? Că în momentul când ai spus adevărul, e posibil să nu mai slujești la mor. Știți lucrul ăsta? În momentul când încep să spun ori cărturari, farisei, voi care strecurați în țarul și ghiciți cămila fățarnicilor, vai de voi, vai de voi, vai de voi! O, calomniat, pus deoparte, scos din orice slujbă când spui adevărul. Ești foarte atent. Nu, să nu spui adevărul, că te pun deoparte, că te aleagă. O, păi așa este omul care e iubitor de sine și iubitor de imagine. El se luptă pentru imaginea lui. Zâmbete frumoase cu toți. Nu contează cum trăiești, că păcătuiești. A, e bine să fii acolo. Să-i faci. Știi? Trecere el, nu Hristos. Toți oamenii care trăiesc adevărul, auziți, în lumea asta, noi nu suntem primiți. Știți că noi nu suntem iubiți în lume, toți oamenii care trăim adevărul? Știți că lumea, toată lumea zace în cer rău? Știți că stăpânitorul lumea acestea este diavolul? Și știți că noi am ieșit de sub puterea diavolului pentru că Hristos ne-a scos și ne-a smuls și ne-a strămutat în împărăția Fiului Său al dragostei, lăudat să fie Domnul. Și acum noi nu mai trăim după principiile lumești, după felul lumii. Noi nu mai trăim ca lumea. Noi trăim ce? După principiile sfinte, suntem în împărăția Lui Dumnezeu. Da! Păi dacă noi mințim, pe cine-i Tatăl minciunii? Și atunci toți care mint, ce sunt? Cum de ne înșeală diavolul așa? Cum? Auziți, frați și surori, ce se întâmplă în săptămâna aceea patimilor? Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L omoare. Și știți ce? Astăzi sunt mulți preoți care nu mai au mintea aceea, luminată de Domnul. Lasă că trăiești păcăința așa, așa. Lasă că, uite, Baraba e bun. Asta trăiește cu el. Trăiește o viață libertină. Trăiește o viață de huzur. Trăiește o viață pe calea largă. Trăiește cum vrei, cum tu vrei, cum tu dorești. Nu contează, poți, că plorbă, asta e pocăința. E fals. Auzi, sunt preoți din aceștia care au înduplecat pe popor, aia care au zis, Osana, Osana, după trei zile, răstignește. Cine i-a înduplecat pe aceea să strigă împotriva Domnului Iisus? Preoții cei mai de seamă. Și atent, atenție, că astăzi sunt mulți preoți care se consideră preoți, dar nu mai au minte luminată de Domnul, ci este o minte întunecată de diavol. Și mintea asta întunecată de diavol caută să întunece tot poporul. Și se aducă, poți să trăiești pocăința așa cum vrei. Poți să trăiești așa că Domnul e bun, Domnul te iartă. E drept că Domnul te iartă, că El e bun și e puțin spus bun.
fie slăvit numele Lui. Dar e și un foc mistuitor. E și un foc al dreptății. Pentru că dacă în momentul când ai călcat cuvântul Lui, ai călcat personalitatea Lui, pentru toți care zice, dacă vă iubiți, veți păzi poruncile mele. Pe momentul când tu ai de ales între minciună și adevăr, cine alegi când tu minți? De ce ai făcut cu adevăr? L-ai călcat și a spus, ascultă-mă, Hristos nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aia vă se cerea. Așa că fiți foarte atenți. Sunt așa zis și oameni, dar nu trebuie să suferi, frate. Ce să suferi, frățioare? Au spune și tu așa? Auzi. Un pasaj. Ahab și Iosafat. Să mergem să salvăm cetatea de scăpare. Un lucru extraordinar de bun. Poporul Israel nu mai avea cetatea de scăpare. Și toți cei vinovați muriau. Era cetatea de scăpare care era un loc pentru vinovați. Lăudați să fie Domnul. Un lucru bun. Hai să mergem să luptăm să salvăm cetatea de scăpare. Acum să mergem să ne luptăm. Aha, 400 de proroci falși. Pentru că 850 au fost dezarmați odată de Ilie, omul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. 850 de proroci la masa Izabelei mâncau tot bine. Că toți făceau voia împăratului. Ăsta singur, Ahab, umbla. Acum, după ce mor, după confruntarea de pe muntele Carmel, Ahab ia forma religiei. Și își face acum 400 de proroci ai lui, dar tot falși erau, dar sub denumirea de Dumnezeu. Și astăzi vreau să înțelegeți toți oamenii care poartă numele lui Dumnezeu, dar nu trăiesc pocăința, așa sunt falși. Aleluia. Și fiți foarte atenți. Se merge toți, da, du-te, unul își face corp, de fel așa, 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 așa. Dar și Iosafat, care era o scânteie în el. Auzi, mă, ăștia toți sunt într-un ton. Bă, dacă nu-i ceva, nu mai e niciunul aici. Mai e unul, dar ăla nu prorocește bine de asta, numai când vine, numai dă noi și numai că n-avem voie să facem asta, așa, așa, așa. Au, să nu vorbească împăratul, du-te. Vine habul ea pe os, du-te și te-a pe Mica. Și vezi pe drumul montează. Și ăsta se duce după Mica. Bă, tu nu vezi, tu ești singur, mă. Mă, tu vezi, că ai venit în Anglia, nu să-ți faci o casă, nu să-ți faci o masă. N-ai realizat nimic, nu vezi că tot s-au realizat. Toți sunt împliniți, case mari, bogăție, bani. Tu, nu mă pocăinți, adevăr, 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 nu vezi că ești... Nu vezi că ești părăsit de toți prieteni? Nu vezi că n-ai prieteni? Nu vezi că n-ai nimic? Ce tot ții cu pocăința, cu adevărul, cu adevărul, cu adevărul? Și uite, ești singur. Și uite, ăștia la 400, domne, de proroci. La masa Izabelei, mănâncă și trăiesc bine. Uite ce case, uite cum Dumnezeu i-a binecuvântat. Pentru că ăștia fac voia lui Dumnezeu. Tu ești singurul împotrivă. Dă-te și tu pe brază, fii și tu mă și să vezi ce bine trăiești. Tace din loc, ajunge acolo, să mă duc. De câte ori să pun? Auzi pe mine să mă ajut. Tot Israelul v-a risipit. Doamne, nu ți-am zis eu? Îi zice, luați-l și legați-l și trăniți-l cu pâinea trisării până voi întoarce. Dacă te vei mai întoarce. Auziți? A spus lucrurile pe nume unui împărat. Tu nu ai putere să spui numele fratelui tău care e bănâncă cu tine la masă. Mă, omule, trăiește păcăința că te duci în ea. Nu mai vorbesc de Ioan Botezul. Se duce la luptă. Deși folosește o viclenie, o tactică Ahab, își schimbă hainele, împăratul ce l-a dat poruncă cu Ahab, să-l urmăriți și așa mai departe, se maschează, se ascunde, dar auziți, un om trage cu arma și o săgeată. Îl urmărește, se ascunde prin spate, de acolo. Nu mă vede nimeni. Auzi, eu nu te văd. Te ascunzi de mine. Dar ochii lui Dumnezeu nu te poți ascunde. Doamne, și cum merge săgeata aia? Și ce zici? Mă neam la stătere care e în față, că e numai locul din tăi. Și săgeata de caută pe tine. Ioan, fă și cât te ascunde? Pac, direct, cu toată armătura ta falsă. A înghieturat plata și... atunci el, drept, un om, domn, echitabil, degeaba stă drept în caleașca lui Iahed. Că toată viața asta strâng. El drept și noaptea până acolo de seara pune soarele, se stinge viața lui. Frați și surori,
Mica a avut dreptate. Și vreau să înțelegeți că în lumea asta de plină de legiți, oamenii lui Dumnezeu sunt mai rar ca aurul de ofir. Nu fi ca și mulțimea, că toată lumea zace un cea rău. Și vreau să înțelegi că nu mulți sunt departe. Când au venit Iuda să vindă pe Hristos, l-a sărutat mult. Doamne, Doamne, ai milă, Doamne. Câți din ăștia mai sunt? L-au vândut pe Hristos. Toți ucenicii l-au părăsit. Și a rămas Hristos singur. Dar auziți, Hristos și-a dus, a dus mântuirea până la, până la capăt. Dacă Hristos renunța pe parcurs, mai erai tu astăzi sau eu azi? Știți de ce se pierd copiii, se pierd neamurile, se pierd familia și seminția ta și ispița ta? Pentru că tu poți să zădărnicești planul lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un statut de copil și de fiică al lui Dumnezeu. Dacă nu-ți păstrezi statutul de fiică de Dumnezeu și nu te porți cu cinste și cu onoare la acest titlu care ți l-a dat și cinstea care ți-a dat-o, ascultă-mă, tu zădărnicești planul lui Dumnezeu cu privire la tine, nu planul lui Dumnezeu. Și tu îți nenorocești familia, îți nenorocești copiii, îți nenorocești soțul sau soția, îți nenorocești viitorii copii și nepoți. Pentru că, ascultă-mă, tu nu ai cinstit și nu cinstești pe Domnul. Trebuie să înțelegeți, frați și surori, este săptămâna patimilor. Urmează fiecare creștin care călcăm pe urmele lui. Trebuie să ne luăm crucea și să ducem până la capăt. Momentul răstignirii. Vreau să înțelegeți că Hristos a luat crucea și a dus-o până la capăt. Și acolo pe cruce, ultima lovitură, ultima bătălie. Dă-i tâlhari, lumea împărțită în două. Și Domnul Iisus Hristos și acolo își face lucrarea și mântuie pe unul și îi spunem slăviți să fie lui. Luat Hristos și pus în mormânt. Deci, și-am zis, gata, s-a terminat lucrarea. Ascultați-mă, fiecare dintre noi creștini adevărați și pocăiți trebuie să fie săptămâna aceasta patimilor. În momentul când treci prin săptămâna patimilor, săptămâna patimilor are un rol. În săptămâna aceasta patimilor, tu să suferi și prin suferința ta să-L proslăvești pe Dumnezeu Tatăl. Să arăți că în suferința ta tu îl slujești pe Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Nu te dezici de El. Pentru că aici este adevărata încercare și pocăință. Când noi trecem prin suferință, când suntem bajocoriți, și mai mult decât bajocoriți pe nedrept. Aleluia. Și când suntem bajocoriți pe nedrept și acceptăm și tăcem și suferim, suntem pe drumul crucii. Toți râd de noi. Uite ce e, de unde a ajuns, uite ce e. Toți râd de tine. Și Domnul acceptă lucrul ăsta. Să râdă oamenii de tine. Să fii bajocorit. Pentru că și Hristos a fost bajocorit, Fiul de Dumnezeu. Și pe aici trebuie să treci și tu. Dar știi cât? Râzi de mine și începe, Doamne, Doamne. Auziți, e momentul când trebuie să tăcem. E un moment. Luând crucea și tot să te scuipe. Să te scuipe. Să te bagiocorească. Tu te declari, Fiul, toate cuvintele mai grele de ocară și de bagiocoră. Să taci, să-ți duci crucea până la capăt. Și acolo, răstignit. Și acolo pe cruce vine diavolul și acolo, dă-te jos, arată minuni, fă și credem cine în tine. Și Hristos până la capăt rămâne credincios statului. Slăvit să fie Domnul! Amin. Și a zice că aici se sfârșește. Frați și surori, de-abia aici începe. Nu săptămâna, nu mai începe săptămâna patimilor se sfârșește, lege începe viața veșnică, învierea. Slăvit să fie Domnul! Dar între înviere și răstignire sunt trei zile. Și știi ce sunt trei zile alea? Mormânt. Mormânt. Nu mai te duci la un colț, niciun telefon, nu mai vorbești pe nimeni de rău, nu mai spui nimeni problemele tale, necazurile tale, nu mai trăiești, nu mai ești tu. Asta dovedește că suntem noi, că ne apărăm noi pe noi. Când scoatem noi în adevăr, când căutăm să ne scoatem noi dreptatea noastră, adevărul nostru, să ne scoatem pe noi în evidență, neprihănirea noastră, asta dovedește că noi nu suntem morți. Și dovedește momentul când am intrat în mormânt, din clipa când noi nu mai pomenim nimic din ceea ce a fost trecut, acolo dovedește că eu sunt în mormânt,
am trecut perioada mormântului și când am trecut perioada mormântului, când am trecut din gură în urma batjocurilor și a tuturor lucrurilor, am trecut și am trecut și tac și tac, urmează procesul învierii. Slăvit să fie Domnul! Aleluia. Și când ai înviat, auzi, nu mai trăiești pentru tine și nu mai trăiești pentru tine. Trăim mai pentru Hristos. Aștia sunt adevărați copii ai Lui Dumnezeu și aici ne cere Domnul să trecem. Înțelegeți? Botezul cu foc ne duce la moartea personalității noastre. Aici este problema că acceptăm botezul în apă, acceptăm botezul cu foc, dar botezul în moarte nu-l acceptăm. Pentru că vrem să trăim și aici și în cer și nu se poate. Cine vrea să-și trăiască viața pe pământ, va pierde pe fericire. Uitați! Nu uitați de lucrul acesta, sunt cuvintele Domnului Iisus Mântuitorului. Deci ce spune Hristos e da și amin. Lăudați să fie Domnul. Și când diavolul a zis, a triumfat și a zis, gata, l-am răstignit, am terminat cu el. Oh, când toți ucenicii erau triși și amărâți, preamărit să fie Domnul, în ziua din tia săptămânii, niște femei, când toți ucenicii stăteau închiși de frică și tremurau, niște femei au zis, mergem să vedem că ne tare dor de El, ne tare drag de iubitul inimii noastre, cum mai putem trăi fără El. Nu contează că e piatră la mormânt, nu contează că sunt soldații, femeile credincioase ignoră realitatea, ignoră lucrurile, obstacolele și ele trăiesc prin credință, preamărit să fie Domnul. Ignoră lucrurile acestea logice, că nu poate fi dată piatra la o parte, ci prin credință. Piatra poate fi dată la o parte, slăvit să fie Domnul! Și când piatra poate fi dată la o parte, tu, femeie credincioasă, Doamne, te rogi pentru copiii tăi, te rogi pentru soțul tău, te rogi pentru toți cei din jurul tău. Și ei primesc viață. De ce? Pentru că tu ai viață. O viață sfântă, o viață dumnezeiască. Orice cuvânt care iese din tine, nu mai ești tu, e Hristos. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Și atunci, când tu îți deschizi gura, nu mai vorbești tu, ci vorbește Domnul. Și când vorbește Domnul, nu mai curge apa aia, deci e o singură apă. Apa râul vieții, Apocalipsa 22:1, care dă viață, în familie curge apa. Și acolo învie copiii tăi, învie soțul tău, învie soția ta, învie copiii tăi, învie neamul tău, toți care stai în jur, le-i prin viață, prin viață, prin viață, slăvit să fie Domnul, că din tine curge viață, preamărit să fie Domnul. De ce? Că ai trăit și trăit ce? Urmele Hristos, Domnul nostru Iisus Hristos, trăim și împlinim ceea ce Hristos spune noi. Atunci putem să spunem și că noi capabil. M-am luptat? Lupta cea bună. Dumnezeu să ne ajute. Frați și surori, Hristos intră în casa ta. Ce faci cu El? Îl răstinești? Închei cu asta. Dumnezeu a dat pe Fiul Său, pe Hristos. Ce a avut mai drag? Și după ce au făcut oamenii cu Hristos ce au făcut, Dumnezeu continuă să-și arată dragostea. Și a zis, le trivit ceva de valoare, mai mult de valoare, adică nu mai mult, dar le trimit încă ceva de mare preț. Și acum Domnul nostru, Dumnezeul nostru, ne-a trimis pe Duhul Sfânt. Vreau să-ți spun că Duhul Sfânt e în tine. Eu mă te întreb, asculți de Duhul Sfânt? Ai viața călăuzită de Duhul Sfânt? Sau ai stăruit după El? L-ai primit cu bucurie? Plină de foc, plină de dragoste, o săptămână, două, trei, o lună? Un an, doi, trei? Și acum te întreb, mai e Duhul Sfânt în viața ta? Mai vorbește Duhul Sfânt prin gura ta? Te mai rogi în alte limbi? Te mai întreb acum, Duhul Sfânt e în casa ta? Surorilor vă întreb, Duhul Sfânt e în casă? Fraților vă întreb, aveți pe Duhul Sfânt în casă? Când intrați în casă, dați cinste, că dacă aș intra în casa voastră, știi ce zice? Și? Imediat masă, a venit fratele, a venit pastorul, ba, nu știu ce zice. Auzi, dar ce sunt eu să te porți în fața mea așa? Pe lângă Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl. Și când Duhul Sfânt e în casa ta, vorbești cu El. Vorbești cu El. E la loc de preț? E la loc de cinste? Sau l-ai pus într-un cot? Stai aici și tu îți faci de cap. Soție, cu copii, tot felul de lucruri. Auzi, crezi că Duhul Sfânt mai stă acolo? Mai e Duhul Sfânt în viața ta? De aceea se întâmplă o viață firească. Și vreau să înțelegeți că toți cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești,
vor muri. Cer autoritatea și puterea Duhului Sfânt să fie peste noi. Și am vrea cu toți să ridicăm pe picioare și să cerem, să ne cerem iertare înainte Domnului. Te întreb, ți-a vorbit Domnul în această seară? Dacă Domnul ne-a vorbit în această seară și ne-a conștientizat, haideți să nu facem și noi, ca popor al lui Dumnezeu, ca iubiți al lui Dumnezeu, să nu procedăm și noi ca poporul Israel. Pentru că poporul Israel a răstignit pe Domnul Iisus Hristos. Noi astăzi putem să-L batjocorim pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pe Duhul Sfânt care e Dumnezeu. Același lucru, poate mai grave. Preoții l-au batjocorit pe Hristos. Ascultă-mă. Cel mai batjocorit Duhul Sfânt, știți de cine este astăzi? De cei ce zic că-L cunosc. Biserica Pentecostală botezată cu Duhul Sfânt. Ăștia îl batjocoresc și mai mult, pentru că ei cred în Duhul Sfânt, știu că există, au stăruit după El, L-am chemat în casa noastră, L-am chemat în familia noastră, dar noi nimeni de cine este. Să avem călăuzirea Duhului Sfânt. Mă rog, Duhul Sfânt să fie peste noi. Mă rog, biserica aceasta să fie condusă de Duhul Sfânt. Frații mei slujitori să fie conduși de Duhul Sfânt. Întăreții să fie conduși de Duhul Sfânt. Biserica să fie condusă de Duhul Sfânt. Viața noastră să fie condusă de Duhul Sfânt. Copiii noștri să fie conduși de Duhul Sfânt. Amin, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți cu întreaga biserică, frați și surori. Am vrea să intrăm, dacă putem, în cântarea aceasta și apoi am vrea să intrăm în rugăciune, să ne cerem iertare. Doamne, Tu ești prezent aici. Pentru că prezența Domnului e un foc în inimă care arde. Și dacă la inima ta și te-a recunoscut și ți-a vorbit în această seară, e dovadă că Domnul te iubește. E dovadă că Domnul mă iubește. Dacă sunt suflete aici care vor să se pochească, să vină aici în față. Dacă sunt suflete care vor să renoiască legământul cu Domnul, de asemenea să vină în față. Ne rugăm și în această seară vrem unul singur să fie fierdantul, și acela să fie diavolul, iar toți care suntem aici să fim copii de Dumnezeu. Copii de Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, să fie în viața noastră, să fie în familie noastră, să fie în copiii noștri, în casele noastre, în biserică. Aleluia, slăvit să fie Domnul, lăudați să fie Domnul. Ne pocăim în această seară, ne pocăim în această seară, ne întoarcem la Tata și cerem iertare și spunem, Tată, te-am întristat, Tată, te-am răstignit, Tată, am vorbit rău înaintea Ta, îmi cer iertare. Aleluia! Aleluia! Tata e prezent aici! Tata e prezent aici! Duhul Sfânt e prezent aici! Aleluia! E gata să te ierte! E gata să te ierte! Dar pentru aceasta trebuie să spui, Tata, iertă-mă! Aleluia! 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 Ridic o mână sus de aia de acos să-și cer iertare de la Tata! Tata se va de mâna ridicată și să spună, da, Tată, cer iertare! Îndură-te, Tata! Îndură-te, Doamne, de noi! Îndură-te de mine, Doamne! Aleluia! 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 O, Sfânta Doamne! Ce autoritate divină!